Salutare toată lumea și noi am găsit la un nou episod de Minecraft Haiduci Roșii și în acest episod o să facem un carusel pentru că cineva în comentarii mi-a lăsat această sugestie și chiar mă gândeam să fac un carusel în jurul zonei mele, în jurul casei mele și tuturor lucrurilor și așa că off-camera m-am apucat să fac acest carusel. Ideea este că am pus blocurile. Iar în acest episod vom pune șinele. Am pregătit aici în inventar foarte multe chestii și torțe pentru că am zis să luminez pe unde trec, să zicem, nu știu exact dacă am explicat cum trebuie, dar o să vă dați seama când o să mă apuc de treabă. Am pregătit multe șine, foarte multe de asta powered rail, nici nu știu de ce am făcut atâtea, dar am consumat foarte mult gold de la ferma aia de gold din Nether. Dar da, am pregătit și niște levere și haideți să îi dăm drumul. În primul rând o să vreau să scot această carne de aici, să punem tot ce avem nevoie. Deci da, haideți să vă arăt cum a ieșit. Am făcut eu peste tot prin jurul nostru, pe aici, haideți să vedeți mai bine. Începutul este aici și uitați cum a ieșit, am zis să fac contur, să zicem așa, adică doar blocurile să le pun și uitați cum a ieșit, acolo o să fie o spirală pentru că n-am calculat eu bine și intram în munte și urcăm pe muntele ăla, după coborăm foarte mult, mergem puțin pe acolo, ne dăm după copacul ăla, așa, după luăm prin spatele casei, după iar urcăm, coborâm și după o luăm mai încet și terminăm acest carusel. Deci, da, cam așa a ieșit. Sper că vă place. Sincer, mie chiar îmi place. Nu știu dacă și vouă vă place. Și acum azi să vă explic ce vreau să fac cu torțele astea și încă vreau. O să punem ceva de genul ăsta. Cred că pe aici așa câte o torță. Pentru că noaptea se va vedea mult mai frumos luminat acest carusel. Și, da, nu știu exact cum să le pun. Pentru că cred că este destul de greu să le pun de aici, așa, cred că merge, normal că merge, dar uitați, posibil să cad și da, în primul rând aici o să ne apucăm să facem acest carusel, în primul rând punând aceste șine și da, o să punem așa, foarte multe șine o să punem în acest episod și o să și urcăm foarte mult aici. Să urcăm până sus și după o să vă explic exact cum am calculat chestia asta pentru că aici după mi-am dat seama că trebuie să fac o spirală așa și am intrat pe creativ și după am calculat exact cum trebuie să fac pentru că dacă o făceam să zicem la un bloc, nu știu exact cum să făceam, o făceam mai mică ca asta, dar să vă explic exact cum. Vedeți, aici este largă, dacă este foarte largă. Dacă o făceam puțin mai mică, să zicem, nu mergea să... Stai mă să vă arăt că nu știu să explic eu bine deloc. Dacă o făceam, să zicem, uite așa, pentru că prima dată exact așa cum arăta, cum vreau să fac. Uitați așa. Dacă noi facem acest lucru, astea nu vor putea urca, uitați aici. Și a trebuit să modific toată treaba asta și bine că am făcut prima dată pe creativ pentru că dacă nu făceam trebuia să fac cum mă gândeam eu și după să modific totul. Deci, da, oricum a ieșit destul de decent. Acum să vedem cum va fi pentru că eu încă nici nu știu cum va ieși, cum va fi priveliștea, dacă va fi bună pentru că n-am avut șinele și nu am avut cum să testez. Deși cred că va ieși foarte interesant. Deja am terminat un stack de șine, haideți să mai luăm și pastea. Mai pot să mai fac pentru că am ceva iron la mine, am pregătit și niște crafting table-uri. Se face și noapte, văd că am puțin lag, nu prea înțeleg de ce. Poate pentru că sunt foarte multe de-astea randate aici. Hai să vedem și pe cât suntem, pe 18, normal. Nu știu de ce mi-a rămas, de fapt știu că odată am dat mai tare și a rămas așa
Și știu că era o greșeală aici și nu prea mi-a plăcut. Nu mai știu exact unde, posibil aici să fi fost. Și nu chiar o greșeală, uite aici cred că nu mi-a plăcut. Sau nici nu știu. Am văzut de jos și părea ciudat. Cred că aici. Uitați, da, aici, unde nu este niciun bloc așa, arăta ciudat. Și aici nu o să punem. Pentru că nu este nicăieri, așa, deci, da, hai că se face și noapte, dar nu este nicio problemă, vom continua aici pentru că nu sunt monștri la înălțimea asta. Adică, se pot spawna monștri, dar noi suntem doar pe niște blocuri și uitați cum am făcut și pe aici. Iar după ce vom termina aici de pus toate șinele, le vom pune și pe alea powered rail, adică șine cu putere, să zicem așa, pe care încă nici nu știu cum să le pun, adică nu știu exact la câte blocuri, știam ceva de 8 blocuri distanță, dar nu sunt singur. Și uitați acum noaptea cât de bine era cu torțele alea, dar o să le punem și pe alea, poate în un episod, să vedem cât timp ne mai rămâne, dar cu siguranță. Mă, dacă țin apăsat așa, apăs, țin apăs, hai să merg direct în jos. Da, aici este mult mai ușor. Stați așa că nu mai am șine. Cred că o să rămân fără. Trebuie să ne oprim undeva să mai craftăm. Aici nu s-a pus. Și nici aici. Mai sus, opa. Stați așa că nici mai sus nu s-au pus. Și nici nu mi-am dat seama. Oricum, astea o să le văd eu dacă nu. Opa, vine un creeper spre noi. Hai că e perfect că avem arcul ăsta. O să-mi dau eu seama când o să merg cu caruselul ăsta, vă dați seama și voi, că până la urmă o să le fac cum trebuie. Deci, nu prea am bețe deloc la mine, hai să mai facem, hai să facem 32. Și așa, și mai facem niște șine, câteva șine, de fapt am făcut foarte multe. Hai să ținem apăsat aici. Și să punem în felul acesta. Și uite încă un creeper. Cred că am ales să... Ui. Cea mai bună variantă să nu pun alea în timp ce filmez pentru că de aici nu merge. Pentru că era foarte mult de muncă și cred că dura mult și mai mult vă plictiseați. Și cred că mai bine că n-am pus blocurile astea în timp ce filmam. Pentru că dacă puneam, cred că filmam vreo 3-4 episoade, nu mai pun în blocurile astea pentru că mi-a luat ceva timp. Dar, da. Uite că am prins și speed aici, prindem de la acel beacon. Așa. Și nu mai avem cine știe ce. Sper că o să vă placă, în caz că vă place acest carusel. Lăsați în comentarii dacă a ieșit cum trebuie sau ce vă place vouă la acest carusel. Și să punem aici, să fim atenți să nu cumva să sărim. Aici n-am sărit, mi s-a părut. Da. Așa. Și după o să revenim cu niște powered rail. Nici nu știu cum să fac să urce. De fapt, știu cum să fac să urce, dar uitați cum arată acolo, cu torțele alea destul de bine. Nu știu exact la câte blocuri, o să vedem imediat. Hai să ne grăbim puțin pentru că văd că ia cam mult. L-am bătut cu arma lui, cu arcul. Ne ferim frumos aici. Opa. Mi-a dat-o de după colț. Și da, am terminat de pus șinele. Haideți să mergem să ne culcăm pentru că aici noaptea este foarte urât. Sunt monștrii care tot dau noi și n-are rost să stăm să ne batem cu monștrii. Așa.
Și am filmat de 10 minute, cred. Da, e destul de ok. Bun, acum haideți să mergem să punem aceste power drill. Să vedem cum le punem. O să facem ceva teste. Nici n-am minecart. O să fac mai multe. E bine că avem mult iron pe serverul ăsta gratis și este foarte bine pentru că pot să fac un chest de minecarturi și o să fie bine. Acum o să fac vreo două, cam așa, pentru că nu prea am loc în inventar. Hai să facem și al treilea și să-l aruncăm și să punem bucățile astea la loc. Avem și niște oase, hai să punem aici. Și da. Trebuie să plantez mulți copaci după să-i tai. Pentru că lemn n-am avut de unde să fac tai ce, n-am avut de unde. N-am avut pur și simplu și să cumpăr n-am putut pentru că n-am avut bani. Și da. Bun, aici cred că o să înceapă acest carusel din partea aceasta. Fie un power drill aici. Un ăsta. Hai să-l punem noi invers pentru că arată mult mai bine. Așa. Și caruselul se va duce. Nu știu exact cât urcă. Ia să facem un test așa, cam cât se duce. Mă. Aici. Aici urc eu. Adică urc cu W, pur și simplu. A, da, dacă urci cu W, mai poți să te mai uiți într-o parte? Da. Mă, deci merge să urc eu cu W tot acest... Deci de ce s-a mai inventat... Alea. Înainte nu cred că puteai să-l împingi tu chiar așa mult. Bun, acum haide să o luăm mă, cu spatele pentru că... Acum cred că s-a întors și pot să dau tot W acum. Iau toate acum cât de interesant e. Chiar vreau să testez o chestie, să vedem. No, nu. Nu este cum credeam. Știam că s-a adăugat ceva sau... Nu mai știu dacă e chiar așa, dar... Parcă așa era. S-a adăugat dacă vii cu viteză foarte mare să zbori de pe șine, ceva de genul ăsta, dar... Nu mai știu exact cum este. Și haide să punem aici random și vom vedea după cam cum merge treaba asta. Și haide să numărăm la... Să numărăm oare? Abar. Pune și noi așa random, dacă nu o să avem destul de putere, o să mai punem între și vom vedea, va ieși totul bine. Haide să testăm totuși. Așa de început să vedem, mă, dacă e bine până aici. Dar clar, cred că nu mai avem timp și de tortele alea. Haideți să vedem dacă totul merge. Opa, uitați, n-ajunge. Haideți să numărăm aici câte blocuri sunt. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Sau stai, mă, ajungea până aici. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și al 8-lea trebuie exact cum știam eu. Și al 8-lea trebuie power drill. Haideți să numărăm din nou așa, să facem mai bine ca la carte, cum s-ar zice. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și al 8-lea power drill. Bun, am revenit și se pare că s-a făcut și noapte și am pus torțele, am pus și toate alea. Am zis că nu are rost să vă arăt cum stau eu și pun toate alea. Deci, da, am pus ceva torțe, nu în totalitate, mai am de lucrat, dar cred că o să mai lucrez o fiecare pentru că m-am cam plictisit. Am pus torțe peste tot și uitați cum moșteri sunt. Am zis să vă arăt asta noaptea, să vedeți cam cum se vede noaptea, pentru că se vede mult mai bine. Uitați torțele pe acolo, pe acolo s-a mai pus și până acolo. Mai am foarte puțin, dar o las pentru off-camera, pentru că m-am plictisit foarte mult. Am stat, cred că 2-3 ore în total să fac toată această chestia, tot acest carusel și
Am pus astea nu exact cum am gândit eu la 8, pentru că cred că la 8 este pentru terenul drept, dar haideți să admirăm această priveliște foarte interesantă. Și aici nu știu exact, nu mai avem ce priveliște să mai admirăm, pentru că doar să stăm ceva de genul ăsta cu capul în sus, așa, asta ar fi o chestie mai interesantă decât să vedem jumate de casă sau nici măcar jumate. Iar aici n-am mai pus torțe, nu știu dacă mai avea rost, cred că aici o să pun, dar o să vedem. Și da, uitați cum arată priveliștea. Foarte frumos a ieșit. Chiar îmi place. Nu uitați să lăsați și voi în comentarii dacă vă place. Aici este o problemă în caz că sunt schelele pe jos și ieși noapte s-ar putea să vă lovească. Dar eu am pățit asta cât puneam. Uitați aici, am uitat. Stai, hai că am avut și minecart. Aici am uitat să activez asta. Așa, și hai să mai luăm aici încă un minecart. Uite, ăsta a venit la loc, hai să plecăm cu el. Și, da, chiar îmi place foarte mult. Trebuie să termin aici torțele și totul va fi bine. Nici nu știu ce să fac în episodul următor. Poate mai lăsați voi niște comentarii cu ceva idei, dar nu idei de genul fă un castel sau ceva foarte greu de făcut. Deci, da. Bun, hai că am terminat și acest carusel, a fost foarte interesant drumul, caruselul a fost greu de făcut, dar îmi place cum a ieșit și asta este tot ce contează. Sper că și vouă vă place. Deci, da, haideți să ne mai uităm o dată la el și normal că nu pot să fac săritura aia de acolo. Vedeți cam cum arată, foarte bine arată cu luminile astea și toată zona, mai trebuie să mai pun lumini pe aici prin curtea asta. Și da, lumea, ăsta a fost episodul. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume, pa.